Un nou atac masiv cu drone rusești a avut loc noaptea trecută asupra porturilor Ren și Ismail. Exploziile au avut loc doar la câțiva kilometri de Galați. Cei din apropiere susțin că au auzit mai multe sisteme de apărare antiaeriană în timp ce trăgeau în cele două porturi. Nu au fost declarate momentan victime. Un alt atac din partea forțelor ruse a avut loc în urmă cu câteva săptămâni, tot deasupra portului Ren. Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii agricole și portoare ucrainene după ce a refuzat să prelungească acordul referitor la transportul cerealelor pe Marea Neagră, care permitea porturile ucrainene. De atunci, micile porturi fluviale de pe Dunăre, Ren și Ismail, aflate la granița cu România, au devenit principalele căi de ieșire pentru produsele agricole ucrainene. Vine!